Vă rog să rămâneți ridicați și să redeschideți Cartea Sfântă, Biblia, la Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 11 și 12. Pagina 1005, în versiunea Dumitru Cornelescu a Bibliei. Am găsit de bine să rămân la pasajul pe care l-aveți programat pentru această seară. Am și observat că sunteți în anul Duhului Sfânt și fie ca până la răpire Duhul Sfânt să lucreze continuu. Duhul Sfânt să lucreze continuu în viețile fiecare dintre noi, Luca 12 cu 11. Apreciez că în timpul citirii și în timpul predicării orice activitate se întrerupe, inclusiv a copiilor, și fiecare dintre noi suntem foarte atenți. Aici vorbește Dumnezeu. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Și ca să fiu sigur că toți, chiar toți, rostim un verset cu voce tare, pentru că această carte are putere atunci când îi rostim vorbele cu voce tare. Acest verset le aveți pe display, haideți să rostim cu toții cu voce tare. 3, 2 și... Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Amin. Puteți să vă reocupați lucrurile. Regret că n-am citit un pasaj mai lung. Și să vă fi pus pe fiecare dintre dumneavoastră și cu toții să citim din cartea aceasta. Această carte, dragii mei, este singura carte care deține adevărul. Este cartea pentru care unii sfinți au plătit cu viața. Este cartea pentru care fiecare dintre noi trebuie să fim în stare, dacă trebuie, să acceptăm prigoana. M-am gândit să vă întreb ce s-ar întâmpla cu noi dacă în această seară, la toate ușile, s-ar crea bloc, s-ar închide toate ușile și ar intra niște gardieni, niște polițiști, împreună cu un șerif, cel mai mare, care ar zice, de aici iese afară numai cine nu crede în Iisus. N-ar fi rău că avem aer condiționat, maica vrea să stăm aici toată ziua, nu? Dar despre altceva vorbesc. Generația mea și câțiva ani în minus, câțiva ani în plus, nu prea știm ce e prigoană. Pentru că dacă ceva nu ne convine, imediat facem un comentariu, un report. Rapid zicem, noi nu suntem de acord. Pentru că avem dreptul la opinie și avem iluzia că noi putem face ce vrem. Asta e motivul pentru care atunci când nu-ți convine predica, comentezi pe bancă, da? Ca iluzia că faci ce vrei. Dar nu e chiar așa. Aș vrea să observăm în această seară din Cuvântul Sfânt niște lucruri foarte importante legate de prigoană și Duhul Sfânt. Pentru că cu cât este mai adâncă prigoana, cu atât Duhul lucrează mai puternic. Slăvit să fie Duhul Sfânt! Slăvit să fie Duhul Sfânt! Cu cât un om a fost mai prigonit de-a lungul timpului, cu atât Duhul lui Dumnezeu îl învăluia mai puternic. Și nici nu simțea profunzimea durerilor. Biblia spune când vă vor duce. Biblia nu zice dacă vă vor duce, ci zice când. Adică Mântuitorul vorbea cu dragii lui ucenici și le zicea, dragilor, vine o zi când vreți, nu vreți, veți fi duși la raport. Veți fi prigoniți. Aș vrea să transmit câteva sublinieri preliminare despre prigoană. Prigoana, dragii mei, în primul rând, este o posibilitate. Și vreau să vă spun că fiecare epocă istorică a avut prigoanele ei. Se pare că în vremea noastră prigoana e prin libertate, prin prosperitate, prin Evanghelia prosperității, cum se spunea, prin faptul că avem de toate. Și poate că nici comunismul n-a reușit să îngenuncheze creștinismul atât de tare cum a reușit așa zisa democrație. Așa că dacă vrei, vii la biserică, dacă nu, stai la un film, la un serial. Dacă vrei, vii la biserica aceasta, dacă nu, mergi la o biserică unde toți bat din palme, se dau peste cap, cad pe spate. Nu cred că asta e biblic, dar înțelegeți comparația. Pentru că libertatea
e o prigoană nepublicată. Biblia zice, când vă vor duce? Vrei, nu vrei, prigoana există. Ascultați ce zice Biblia. Când vă vor duce, nu când veți merge. Adică prigoana nu este ceva pe care tu ți-o programezi. Dacă faci o spargere la o bancă și te prinde, asta nu e prigoană. Este lucru manual. Da? Sfântul Apostol spunea, niciunul dintre voi să nu sufere din cauza păcatelor lui și să spună, vai, mă încearcă Domnul. Sorry, nu e adevărat. E propria inițiativă, lucru manual pe românești. Da? Deci Biblia zice, când vă vor duce, nu când mergeți voi. Adică noi nu avem dreptul să-L ispitim pe Dumnezeu, să ne expunem în zone periculoase, să ne permitem lucruri periculoase. De exemplu, dacă tragi cocaină pe nas, injectabil, să nu te miri că-ți mănânci creierii, să nu-i prigoană. Când medicul spune, îmi pare foarte rău, nu mai are neuron funcțional. Asta e lucru manual, nu-i prigoană. Dacă la universitate copiezi la examene, online sau nu, și te prinde, asta nu-i prigoană, asta e lucru manual, corect? Da. Deci prigoana înseamnă să te ia cineva pe sus, neprogramat, în contextul în care tu n-ai derulat nimic negativ. Prigoana are de-a face cu sfinții, nu cu păcătoși. Prigoana are de-a face cu oamenii care au umblat, cum se spunea, milimetric pe pașii Mântuitorului și sub această ascultare a Duhului au mers înainte. Și dacă ești vorbit de rău pe nedrept, nu pe drept. Și ce zicea Hristos? Bucură-te! Ești pe urmele Mântuitorului. Noi am crezut că să-L urmăm pe Iisus Hristos înseamnă să avem bani, să avem posibilități, să avem mașini, să avem business, să ne meargă lucrurile foarte bine, șnur, vorba românească, să nu avem nicio problemă, niciodată să nu avem analizele medicale negative, niciodată să nu avem probleme și niciodată să nu trecem prin greu. Dragilor, a spus Hristos, eu merg pe Via Dolorosa în sus și când a urcat 3,5 km, vreau să vă spun ceva, un singur ucenic a avut curajul să meargă după Mântuitorul. Numele lui este Ioan. Prigoniți din calea afară. Unul Iuda cedat. Pentru că prigoana nu-i simplă. Prigoana n-are voie să fie provocată, ci ea e programată. Vrei, nu vrei, apare în viața creștinului autentic. Ascultați ce spune Biblia. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor. Prigoana are cel puțin 3 paliere. 1. Sinagoga. Sinagoga era spațiul ebraic unde se adunau evrei și respectau rigorile ebraice. Când au intrat oamenii lui Dumnezeu și chiar Hristosul, a dat peste cap foarte multe rigori, religiozitatea din ei. Foarte mulți dintre ei spuneau, stai un pic, sabat, n-ai voie, tu care ești gârbovă, îndoită în două, tu n-ai voie să fii vindecat în ziua sabat. Nu va ajunge luni, marți, miercuri, joi, vineri, duminică? Și Hristos a zis, stați un pic, hai să gândim logic. La care dintre voi când vă cade animalul de tracțiune, adică boul, într-o groapă? Care zice, stați un pic, e sabat, să moară, nu-i problemă. A, deci când voi, vorba de voi, repede, nu mai contează că e sabat. Când e vorba de o femeie care 18 ani, alarmant, 18 ani a fost muncită de un duh, muncită de un duh. Pentru că de cele mai multe ori în spatele unei boli stă un duh. Ori un duh, ori un test. Sfântul Iov a fost testat, n-a stat un duh rău în spatele lui, da? A fost testat de Dumnezeu pentru că în cer s-a dat un pariu, dacă îmi permiteți actualizarea, o înțelegere și s-a spus, uitați-vă, pe planeta Terra există sfinți care urmează pe Dumnezeu și în greu. Și s-a demonstrat că era Sfânt Iov, lăudat să fie numele Domnului, lăudat să fie numele Domnului, muncită de un duh necurat. Și în sinagoga a intrat femeia asta, uitați-vă, 17 ani a mers la sinagogă și nimeni n-a putut să o vindece. Și de cine a fost nevoie? A fost nevoie de Iisus. A fost nevoie de Iisus. Lăudați să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Știți de ce venim la biserică? Nu venim pentru programe, nu venim pentru oameni, nu venim pentru sisteme religioase, nu venim nici măcar pentru marketing și pentru divertisment. Vreau să cred și sunt convins de asta. Noi venim la biserică pentru Iisus. Cine zice amin, să ridice o mână sus, să spună amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Și Hristos a vindecat-o. Dar în sinagogă există un sistem prin care sfinții Domnului sunt tachinați. Spre exemplu, dau un caz. Dacă mă ridic la amvonul unei biserici și spun, e păcat să bei, nu doar dacă ajungi să te îmbeți.
Vă garantez eu că secunda 5 sau maxim în 5 minute îmi taie predica și dă share. Știți cum se numește asta? Prigoană în sinagogă. De ce se întâmplă asta? Păi asta se întâmplă pentru că există o tagmă de oameni care beau alcool. Cei mai mulți dintre ei, după ce beau alcool, comit adulter. Alții, după ce comit adulter, divorțează. Și ei sunt stăpâniți de demoni necurați. În spatele bolilor lor spirituale există duhuri, atacuri demonice. Ei, duhul cel rău din acea persoană nu suportă predicatorul, domnule. Și zice, las că-l taxez eu. Pac, prigoană, online. Numai cu vreo 5 ani de zile eram în casa unui proroc care e și pastor și mi-a zis, frate, care am avut o vedenie despre tine care m-a speriat. Am văzut așa o arătare neagră, o pasăre imensă, n-am mai văzut niciodată așa de mare, s-a apropiat de tine cu niște ghiare întinse și era aproape să te zgârie pe față. Dar o mână albă a îndepărtat-o. Și Duhul Sfânt mi-a zis, acest bărbat, în viața mea n-am avut astfel de descoperire dumnezească, Duhul Sfânt mi-a zis că în următorii ani, cel rău, adică diavolul, va folosi tehnologia modernă ca să te lovească. Prigoană. Reziști? Dacă tastezi, comment. Dacă îi spui, dacă îi dai reply, sorry. N-ai rezistat la prigoană. Taci. Este o vreme în care trebuie să taci. Dacă o fată din biserică vrea să trăiască pocăința, umblă cu Dumnezeu, se roagă dimineața, citește Biblia, postește toate pe săptămână, cum se spunea foarte bine, are o relație curată cu Dumnezeu, intimă cu Domnul Iisus Hristos, vă garantez eu că se trezesc câteva fete mai, nu vă spun cum, care o tachinează. Și tu zici, tu ești singura sfântă pe planetă? Cine te crezi tu, domnișoară? Dar ce, tu crezi că ești singura mântuită? A, au metode. Uite așa prigoană. Știți că primul stadiu în care există prigoana este prigoana religioasă. Cine te crezi tu că vrei să faci mai multă sfințenie? Cine te crezi tu că vrei să faci mai mult bine? Are cineva un dar de filantropie care se transformă în dărnicie prin Duhul Sfânt și vrea să împartă la alții? Oriunde vede un om necăjit, nu face public, nu merge cu camerele video după el, da? Ca și alții din România, dar merge liniștit, frumos, nu știe nimeni, ajută și află alții din greșeală. Și din toată se trezesc unii să spună, bine mă, cine te crezi? Tu ești singur din America care faci donații? Prigoană. Știți că sinagoga te poate prigoni? Reziști? Știi că de prigoana asta nu scapă niciun pedicostal, niciun pocăit? Dacă te îmbufnezi, dacă te enervezi, dacă zici, lasă că ți-a rău de-o ție, ce ai tu cu mine? Opa! Tu nu mai ești creștin adevărat. La o astfel de prigoană trebuie să taci. Mântuitorul Iisus Hristos era bajocorit, toți oamenii îl calomniau, veneau rând pe rând martori mincinoși și spuneau neadevărul despre el, Sfântul Sfinților. Și ce scrie acolo Biblia? Iisus tăcea. Nu dă niciun coment. Nu răspunzi. Pilat a zis, ce, mie nu-mi răspunzi? Nu știi că am putere să te omor, să te eliberez? Și Hristos a zis, stai, ne înțelegem. N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost îngăduită de sus. Pentru că, dragii mei, chiar dacă treci prin prigoană, există o vreme în care ești prigonit. Și în prigoana asta cineva e lângă tine. Cineva e prezent lângă tine. Sfântul Pavel a zis în 2 Timotei, capitolul 4, versetele 12 mai în jos, la întâiul meu răspuns de apărare. Eram în sala de judecată și m-am uitat în sală, era o grămadă de evrei, de oameni pe care i-am ajutat. Probabil că era și Enia, la care Dumnezeu a spus, uite, te vindec în numele Domnului. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. În inima de om a Sfântului Pavel, bătrânelul Pavel, era o dorință să-l văd pe Aristarh, să-l văd pe Luca, să-l văd pe Marcu, domnule. La Dima nu mă gândesc, a plecat din dragoste pentru lumea de acum. Nimeni. Prigoană. Să Sfântul Pavel a zis, am simțit că în fața mea, în stânga mea, în dreapta mea, în spatele meu, deasupra mea, chiar și sub mine, era cineva. Însă Domnul a stat pe mine și m-a întărit.
Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și avem Biblie, avem Cuvântul lui Dumnezeu din Noul Testament, avem 14 epistole, pentru că un sfânt n-a cedat în fața prigoanei. Pentru că un sfânt a simțit prezența Domnului Iisus Hristos lângă el. În orice moment dificil din viața ta, nu uita. Dacă ești prigonit pentru numele Domnului, Hristos este lângă tine. Hristos este de partea ta. Nu reacționa, nu riposta, nu intra în tagma oamenilor care se enervează, nu crea partide în biserică pentru că cu tare nu-i de acord cu tine. Lasă-l în pace, roagă-te. Ți-i cel mult, Doamne, luminează-l, binecuvintează-l, atinge-l, ridică, transformă-l, dă o nouă perspectivă, luminează-i mintea, Doamne, să vadă cum trebuie, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea palier al prigoanei, uitați ce spune Biblia, dregătorilor. Asta e prigoană politică. Prigoană politică. Jocuri olimpice, da? Hristos e calomniat. Păi nu și-au găsit altceva să deseneze, să simuleze, decât să terfelească numele Domnului? Politic. Și există optica asta, fi political correct. Nu ieși din rigori politice. Dacă mai ziceți numele Domnului, le-a zis sfinților, și cine? Dregătorii, fapte 4. Puteți vorbi despre oricine, puteți vorbi despre un președinte, puteți vorbi despre news, puteți vorbi despre ce se întâmplă nu știu unde, vorbiți despre orice, vorbiți oricând despre orice, meciuri, ce vreți voi. Avem interdicție să vă transmit. Nu mai rostiți numele lui Iisus. Să nu vă mai auzim că ziceți despre Iisus. Știți de ce? Când era rostit numele Domnului, dururile cădeau în leșin. În numele lui Iisus se vindecă bolile. În numele lui Iisus Hristos cad dururile necurate la pământ. În numele lui Iisus Hristos drogații sunt eliberați. În numele lui Iisus Hristos oamenii care au cancer în ultima fază metastază sunt vindecați în numele lui Iisus. Cine crede ca mine? Aleluia Domnului Iisus Hristos! Aleluia Domnului Iisus Hristos! Când e rostit numele Domnului, se face liniște în mijlocul valurilor. Furtunile se liniștesc, pacea reapare în familia unde există amenințare de divorț. De ce? Numele Domnului este un nume puternic. În numele Lui trebuie să se plece orice genunche ai celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl. Iisus Hristos este Domnul! Haideți să spunem cu toții cu voce tare. 3, 2 și... Iisus Hristos este Domnul! Aleluia Domnului Iisus Hristos! Lăudat să fie numele Domnului. Au tăcut din gură? Au zis, judecați voi singuri, dregători, dacă e corect să nu vorbim despre acela care ne-a vindecat bolile. Să nu vorbim despre acela care ne-a atins și ne-a eliberat de sub puterea păcatelor. Să nu vorbim despre acela care ne-a smuls din spasme, ne-a smuls din depresie, ne-a smuls din nopți nedormite, ne-a smuls din coșmaruri, ne-a eliberat de sub puterea demonilor. Judecați voi singuri. Hristos n-are voie să fie uitat. Am să vă spun ceva, bunăstarea n-are voie să vi-l fure pe Iisus Hristos. Nu uitați că Iisus Hristos este Domnul. Nu uitați că Iisus merită toată gloria, toată onoarea, toată slava. Cine crede ca mine să zic amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Când puterea politică te atacă și îți spune nu mai vorbi despre Iisus. Nu mai vorbi despre Evanghelie. Ia Evanghelia și folosește-o în așa fel încât să nu atingi o anumită tagmă de oameni. Rămâi cu Evanghelia. Rămâi cu Hristos. Rămâi de partea Regelui. Al treilea nivel sunt stăpânirile. Stăpânirile. Când autoritatea te încorsetează și devine o prigoană publică. Pentru că ești pocăit adevărată când mergi la școală, la universitate, toate fetele îți bagi joc de tine. Când află colegiile tale că tu ești fecioară la 17 ani, îți spune asta e... Că am dus un pic. Rămâi loială lui Dumnezeu. Poți să te ridici ca mine la 37 de ani. Sunt un bărbat care prin harul lui Dumnezeu n-am atins alcoolul, n-am atins țigări. Sunt căsătorit și am fost prietenă cu o singură fată. Ea este cea mai frumoasă femeie din lume, Alexandra. Domnul să o binecuvinteze. Mergea un amin mai tare aici, vă ajut. Domnul să o binecuvinteze. La fel și pe dumneavoastră. Generația asta zice, șabonii, Caleb, cum se poate una gază? Cum, tu n-ai avut prietene? Tu n-ai umblat din floare în floare pe vorba românească? Tu ți-ai permis filtraj? Nu. De ce? Eu îl iubesc pe Hristos. Oricât de mult ar prigoni public sau privat cineva, să nu uiți. Duhul Sfânt e prezent lângă tine. Ar vrea să vedem niște procedee prin care să învingem prigoana sub asistența Duhului Sfânt. Singur nu putem niciodată. Biblia spune atât de clar
când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, înaintea stăpânirilor, unu, spune nu îngrijorării. Duhul Sfânt te asistă, însă trebuie să ai un pas prin credință derulat, și anume să spui nu îngrijorării. Despre ce n-ai voie să te îngrijorezi? Există două domenii în care în contextul prigoanei te atacă îngrijorarea. Ascultați ce zice Biblia. Să nu vă îngrijorați, în primul rând, cum veți răspunde pentru apărarea voastră. Îngrijorarea atunci când ești chemat în instanță, dat în cort pentru Evanghelie, atunci când ești bajocorit de oamenii din jurul tău, atunci când anturajul tău creează presiune asupra ta, îngrijorarea ta este următoarea, tendința de a te îngrijora este următoarea, să intri în camera ta, în dormitorul tău seara și să te întrebi, mâine dimineață, ce o să le zic la ăștia? Adică îngrijorarea legată de mesaj. Cum voi răspunde? O să ai tendința să-ți iei o coală mare, să-ți iei un caiet, cum zic pe vremuri românii, ministerial, studențesc, și să scrii. Dacă mă întreabă asta, răspundeați. Dacă îmi creează circumstanța asta dificilă, arunc argumentul ăsta. Domnul Iisus Hristos le-a zis ucenicilor, aveți grijă, nici prigoana n-are voie să fie argument care să genereze în viața voastră îngrijorare. Vrei să lupți prin credință împotriva îngrijorărilor? 1. Prigoana poate fi învinsă spunând nu îngrijorărilor. Nu te gândi ce mesaj o să ai. Nu sta să-ți imaginezi, nu sta să te tot gândești, să spui, Doamne, ce o să zic, ce o să vorbesc, cum să o reacționez? Oare o să mă bâlbâi? Oare să meargă bine limba engleză? Oare reacționez cum trebuie? Oare ce mesaj transmit? Vreau să spun ceva. N-ai voie să te îngrijorezi, ci din contră, în contextul ăsta, trebuie să te încrezi în Duhul Sfânt. De ce? Ascultați ce zice Biblia. În momentul acela, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Mesajul pe care trebuie să-l transmiți tu nu stă în puterea ta. Tu ai făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos. Tu ai intrat într-un baptistier sau într-o apă curgătoare în România și ai zis, Doamne Iisuse Hristoase, eu te urmez pe tine până la moarte, în faliment, în cădere, în binecuvântare, în prosperitate, când merg pe culmi înalte cu Dumnezeu, când pe viața mea și în dreptul vieții mele, pe bolta mea e soare, sau când sunt nor dogoritor și când simt că mor, când am senzația că aș vrea să mă înșurub în pământ, nicio problemă. Domnul Iisus a zis, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Până la sfârșitul veacului. Cine crede asta să zic amin? Aleluia Domnului Iisus Hristos! Domnul Iisus Hristos este lângă tine. Îngerii Domnului te înconjoară. Puterea lui Dumnezeu este de partea ta. Duhul Domnului este la nivelul minții tale. Lasă-te conectat în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Întotdeauna asigură-te că trăiești în Evanghelie. Nu ieși niciun milimetru în afara parametrilor Scripturii. Nu falimenta din perspectivă scripturală. Nu împărțișa teorii și teologii liberale. Nu căuta popularitate și populism. Caută-L pe Hristos. Caută-L pe Hristos. Oricât de greu îți va fi în viață, oricât de mulți oameni vor veni să te atace la nivel mental, la nivel personal, Regele Iisus Hristos este lângă tine. Regele Iisus Hristos este lângă tine. Că o seară înainte să mergi la tribunal, dacă trebuie să mergi pentru Evanghelie, spune-i Domnului, Doamne, intră cu mine în sala de judecată. N-am inventat eu procesul. Am fost chemat la înfățișare. M-au dus ei, m-au dat ei pe mâinile judecătorilor. Dar, Doamne, Tu ești cu mine. Prezența Domnului va fi lângă tine. Duhul Sfânt te va inspira. Duhul Sfânt îți va spune, ascultați ce spune Evanghelia după Marcu, cuvântul lui Dumnezeu scrie în felul următor atât de clar. Marcu 13:11. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi. Și să vorbiți orice vi se va da să vorbiți. Când? Chiar în ceasul acela. Ascultați ce zice Biblia mai departe. Căci nu voi veți vorbi, ci Duhul lui Dumnezeu. O să-ți deschizi gura și o să te surprindă Duhul lui Dumnezeu. O să-ți dai seama că prin tine vorbește un Duh de descoperire. De ce? E Duhul lui Dumnezeu prezent. Duhul lui Dumnezeu te asistă. El nu te lasă, El nu te respinge, El nu renunță la viața ta. Vă amintiți de Ștefan? Și-au prins bolovanii în mâini acuzatorii, scrâșneau din dinți
Când bărbatul ăsta a predicat, numai Biblie. Numai Biblie. Nimic din experiență proprie. Numai Biblie. Și ascultați ce zice Biblia. Ștefan, plin de Duh Sfânt, a pironit ochii spre cer și a zis, văd pe cineva care stă în picioare. Regele s-a ridicat de pe scaunul de domnie, Iisus Hristos, și a zis, mă ridic în picioare, în semn de onor, pentru că un sfânt moare pentru numele meu. Vreau să-i dau putere. Duhul Sfânt era peste el. Singura noastră grijă, nu îngrijorare, este să nu întristăm pe Duhul Sfânt. N-avem voie să ne îngrijorăm nici la mesaj, nici cu privire la mesaj, nici cu privire la metode, nici cum vom vorbi, nici ce vom spune. Duhul Sfânt va fi acolo să ne vorbească. Ascultați ce spune foarte clar Luca capitolul 21, cuvântul Domnului spune foarte clar, țineți bine minte, Luca 21 cu 14, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde în fața acuzatorilor, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Cum să lupți? Care e procedura împotriva prigoanei? 1. Nu te îngrijora. 2. Foarte important. Spune da învățăturii care coboară de la Duhul Sfânt. Ungerea pe care ați primit-o, spunea Sfântul Apostol, vă învață toate lucrurile, așa că nu aveți nevoie să fiți învățați de super iluștri, dar e nevoie de învățătură din Scriptură să ne înțelegem. Da? Amin? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Domnul Iisus Hristos spunea foarte clar, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 26, citesc aceste versete pentru că sunt foarte importante. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Învățătura pe care o dă Duhul Sfânt este în conformitate perfectă cu învățăturile Mântuitorului. Dacă cineva spune că ar vorbi de la Duhul Sfânt și spune, divorțează, lasă-o în pace pe femeia aia, că nu vezi că îi continuu vorbește, te tachinează, renunță la ea. Am să spun, bazat pe cartea aceasta de la Duhul lui Dumnezeu, vorbește Satan, ai grijă. Dumnezeu a zis foarte clar, urăsc despărțirea în căsătorie, amin. Divorțul este interzis. Ziceți amin. Amin. Nu accepta învățătura aceasta satanică. O grămadă de metode vine diavolul să-ți transmită. Să spună, lasă frate, că după ce divorțezi, o să poți veni mai des la biserică, serios. Adică tu mi-ata ca bărbat normal, căsătorit de 20 de ani, o las pe femeia într-o baltă de sânge și tu ai pretenția că ești a lui Hristos. Păi zice Biblia, dacă vii la altar și știi că are cineva ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar, prietene. Întoarce-te, împacă-te cu nevasta ta și apoi vină cu darul la altar. Zice cineva amin? Așa scrie în Biblie. Asta e învățătura adevărată. Asta e învățătura scripturală care vine de la Duhul Sfânt, care este în perfecțiune corectă și directă cu Domnul Iisus Hristos. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Cum să procedezi în lupta cu prigoana prin Duhul Sfânt? În al treilea rând, încrede-te în Duhul Sfânt. O să vă dau câteva exemple ca să vă demonstrez că de Duhul lui Dumnezeu au avut nevoie toate categoriile sociale și chiar religioase din Biblie. Un venetic a fost smuls din familia lui, a fost luat pe sus, nimeni nu l-a întrebat dacă are voie sau nu să vorbească. L-a ridicat pe Iosif la 17 ani și a zis, băiete, hai! De ce? Pentru că sunt momente în care prigoana vine de la frați. Cine l-a vândut pe Iosif? Cine? Frații lui, mă, prieteni. Extraordinar. Unul mai cu simț de business, o zis să-l vindem și să facem bani și pe el. Măcar a scăpat viața, într-un fel, că celălalt a vrut să-l omoare. Vândut de două ori, așezat ca sclav în casa lui Potifar, Domnul, zice Biblia, a fost cu Iosif. După ce a fost vândut de două ori și sclav, necurata aceea care n-avea în cap decât imoralitate, l-a abuzat fizic, a încercat să-l abuzeze, că n-a apucat, în repetate rânduri, la tot abuzat verbal. Și la un moment dat a zis Iosif, chiar dacă îmi pierd haina pestiță făcută de tata în mod special, nu o să-mi pierd caracterul. Aviz, băieți și fete, nu vă permiteți pe bancheta din spate să curviți. Nu vă permiteți, că plătiți. Iosif a zis, cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu?
Nu pot rivali tata și mama, că ei cred că-s mort, mi-au văzut hainele muiate în sânge. Potriva lui Dumnezeu. Nu pot să fiu un afront la dreptatea lui Dumnezeu, așa că cu riscul să-mi pierd libertatea, total, nu doar să fiu sclav. Nu cedez. L-au luat și l-au aruncat în pușcărie între 5 și 8 ani. Unde-i Dumnezeu în toată ecuația asta? Unde-i Dumnezeu când este încorsetat din toate părțile? Înainte cu 2 ani să fie eliberat, are niște vise, au niște vise doi, Pitară cu paharnicul, nu intrăm în detalii, le transmite exact ce a zis Dumnezeu, știți de ce? Pentru că ce a visat Iosif la 17 ani era da și amin. Că dacă Dumnezeu ți-a dat un dar prin Duhul Sfânt, dacă îți păstrezi viața curată, chiar dacă oamenii te pun la colț, chiar după 13 ani reapare darul tău și le fuit frumos, clipești. Nu bate la ușă, ieși în evidență, nu da din coate. Lasă-l pe Duhul Sfânt să lucrezi. Și zice paharnicul, mi-aduc aminte de greșeala mea. I-a promis că o să pun o vorbă bună despre el, să-l scape. Și vine criza, că sunt crize care trezesc, știți? Visează faraonul un vis, nu mai are nici o liniște, nu mai poate dormi în propriul lui dormitor, super confortabil. Nimeni n-are nicio soluție, nici vrăjitor, nici citor în stele, nimeni. Că atunci când vrea să lucreze Dumnezeu, și mesagerii diavolului spus pe mut. Pune-i, Doamne, pe mut pentru totdeauna. Să vorbească doar Duhul lui Dumnezeu în bisericile noastre. Să vorbească doar Duhul Domnului în mintea noastră. Amin. Lucrează, Doamne, pentru asta. Și apare Iosif, îi se creează un coloar, un covor roșu, parcă văd. Toate privirile tuturor oamenilor, cei mai proeminenți oameni, sunt îndreptate spre un venetic, un străin. Faraon zice, am auzit că tu, atunci când primești un vis, pe loc știi să-l interpretezi. Iosif, ești smerit? Hai să vedem. Testul smereniei. Și Iosif zice, nu eu, ci Dumnezeu. Nu eu, nu inteligența mea, nu experiența mea, nu perspicacitatea mea, nu abilitățile mele, nu strategiile mele, nu faima mea, nu renumele meu. Dumnezeu. Poți să spui în această seară că Domnul a fost cu casa ta și numai El? Ridic o mână înaintea Domnului. Dacă recunoști că Domnul s-a purtat de grijă, zici, slăvit să fie Domnul! Glorie Dumnezeului nostru! Cine ne pune pâine pe masă, cine ne lasă frigiderele arhipline, cine ne dă gaz la mașini, cine cu noi în încercare, când intri în bloc operator să intri paroscopicul la operație precisă, milimetrică, cine intră cu tine și nu mai poate intra nimeni altcineva, e Marele Rege Iisus Hristos! E Marele Rege Iisus Hristos! Cine crede ca mine să zic Aliluia Domnului Iisus! Ce faci, Iosife? E momentul să ieși pe pedestal, să ieși în evidență. Iosif zice, nu eu, Dumnezeu. După ce interpretează visele, faraon zice, am putea noi oare? Să găsim un om mai potrivit decât bărbatul acesta. Cum l-a prezentat? Care e frumos, da? Care e inteligent. Care e proeminent. Care a câștigat la Bitcoin, nici într-un caz. Și ce zice despre el? Care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. De fapt, era Duhul lui Dumnezeu. Dar, dragilor, vă întreb ceva, pentru un administrator bun, e nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Da! E nevoie de Duhul lui Dumnezeu! Tu, Bețalael, ce s-a întâmplat cu tine? Cum ai ajuns tu să proiectezi cortul, culori, perfect, precizie, milimetru? Ce s-a întâmplat? Păi Dumnezeu a zis lui Moise, fii atent! Eu gândesc proactiv! Înainte să te pun pe tine să alegi un om, deja am pus Duhul meu în el! O să-l ajuce Oliaba și ei vor proiecta perfect. Au peste ei Duhul lui Dumnezeu și au perspicacitate, au îndemânare, au îndelenicire să pregătească meșteșuguri perfecte în aur, în argint, în săpat, în piatră, peste tot. De ce? În cortul meu, a zis Dumnezeu. N-am nevoie de oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu. Vreau ca peste biserica aceasta, Happy Valley, să fie Duhul lui Dumnezeu. De la cel mai mic copil din locul acesta până la pastor să fie Duhul lui Dumnezeu. Să fie Duhul lui Dumnezeu. Cine va fi cu tine la școală când mergi de mâine, de marți, de joi, este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să te protejeze. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Uitați-vă în Cartea Judecători. Cum ai reușit tu în el să ești biruitor? După zeci de ani de sclavie a mesopotamienilor. Ce s-a întâmplat cu tine? Păi la un moment dat, zice Odniel, peste mine a coborât Duhul lui Dumnezeu. Și când a coborât Duhul lui Dumnezeu, cușarea taimu, reșia taimu, a înghețat imediat. Și am ieșit biruitor. M-a făcut Dumnezeu un războinic. Tu cum reușești, Gedeon? Păi zice Gedeon, băteam grâul în piască, eram falimentar, eram depresat, eram distrus, pregăteam o turtă pentru casa mea, aveam senzația că toți murim. Și ce s-a întâmplat? Păi la un moment dat a venit cineva lângă mine și a zis, Domnul este cu tine? Tremuriciule, da? Nu. Domnul este cu tine, viteazule. Rogu-te, Domnul meu, dacă ești cu noi, de ce ni se întâmplă aceste lucruri?
De ce avem faliment? De ce avem lacrimi? De ce există boli? De ce există dureri? De ce există războaie? Nu te mai îngrijora. Biblia zice, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Sfânt și a luat trâmbița, a luat și făclia și a zis, când voi sparge ulciorul și când voi suna din trâmbiță, toți să faceți ca mine. Pentru că peste Gedeon nu era doar o strategie militară, peste Gedeon era Duhul lui Dumnezeu. Tu cum reușești, Samson? Păi, dintr-o dată, în timp ce meream pe vedere să-mi văd viitoarea soție cu părinții mei, dintr-o dată, dintre vii, a apărut dita mai un leu. Cum îți birui leul? Mă încord? Nu. Mă dau pe spate, aviz oamenilor care cred că dacă au plete, sunt mai inteligenți. Băieții și bărbații în bisericile noastre trebuie să aibă părul scurt, fără plete. Amin. Amin. Asta scrie în Biblie, da? Nu scrie în mine. Este o rușine pentru un bărbat să aibă părul lung. E valabil și în America? Cartea asta e valabilă și în America? Ziceți amin dacă da. Aleluia lui Dumnezeu. Ascultați-mă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dintr-o dată Samson, zice Biblia, judecător 14:6. Duhul Domnului a venit peste Samson. Nu s-a uitat la nimic, n-avea nimic în mână. Dar avea peste el Duhul lui Dumnezeu. A prins leul și l-a sfâșiat ca pe un ied. Cum reușești tu să omori 1000 de filisteni? Samson. Păi în loc să mă cred în teoriile mele, în inteligența mea, peste mine a coborât Duhul lui Dumnezeu, zice judecător 15. Era legat cu funii. Și în timp ce legat cu funii, funiile s-ard. Nu s-a prinde niciun cripit, dragilor. E Duhul lui Dumnezeu care arde orice funie. În această seară când vor veni copiii în față, dacă mai sunt funii. Dacă satana pe unii a încercat să-i prindă prin alcool, prin tutun, prin marihuana, prin cocaină, prin droguri, prin imoralitate, prin pornografie și prin masturbare. Și să știți că Duhul lui Dumnezeu arde funiile. Duhul lui Dumnezeu are putere să rupă dependențele. În numele lui Iisus există putere de eliberare. Există putere de eliberare. Ce nu pot să facă psihologii și pastorii, terapeuții și centrele de detoxificare, poate să facă mâna Marelui Rege. Sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. Are putere de descătușare. În casa ta ai fii risipitori. Vă rog ca Duhul Domnului să intre în camera lor. Și indiferent cum sunt acum, chiar dacă comit un păcat, să coboare Duhul lui Dumnezeu peste ei. Duhul Domnului a coborât peste Samson, spune Biblia. Și dintr-o dată, funile s-au rupt. S-a uitat în jur și a zis, n-am nimic în mână. Dar nu trebuie să ai ceva în mână. Trebuie să fie peste tine Duhul lui Dumnezeu. A luat o falcă de măgar neuscată încă, adică maleabilă. Știți că dacă nu e uscată, oasele sunt moi. Și a prins o falcă de măgar. Știți câți filisteni au omorât odată? 1000. Cine l-a ajutat? Duhul lui Dumnezeu. E faliment total în spațiul ebraic, în împărăția lui Israel. Mai precis în legatul de nord, în împărăția lui Iuda. Iosafat e înspăimântat, 2 Cronici 20. Care e soluția? Păi soluția e să ne rugăm, au zis ei. Soluția e să-L căutăm pe Dumnezeu. Soluția e să ne întoarcem fața înspre Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Păi dintr-o dată spune Biblia, 2 Cronici 20:14, Duhul Domnului a coborât peste Iazael. Iazael a venit dintr-o dată și a zis, ceva trebuie să se întâmple în mijlocul adunării, peste Iazael, fiul lui Zaria, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul. Ăsta nu a zis, eu sunt proroc din Valea Plângerii. Cine e pastorul tău? Nu vă interesați pe voi. Nu. Ăsta a zis clar. Eu îmi las să fie prezentată identitatea. Eu sunt robul lui Dumnezeu. Eu n-am dublă imagine. În România sunt într-un fel, în America sunt altfel. La fel predic în România, la fel predic în America. De ce? Pentru că ceea ce predic eu e cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Cartea asta n-are voie să fie modificată. Cartea asta e da și amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Vor trece cerurile și pământul, dar nici o iotă din cartea asta nu trece fără să fie împlinită. Cine crede ca mine să zică amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Ce face Azael? Păi mă ridic în picioare în numele Domnului și am curajul să vorbesc cu împăratul Iosafat și să le spun la tot Israelul și la toți locuitorii Ierusalimului. Nu vă temeți, nu vă înspăimântați, pentru că nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Veți ajunge în dealul cu tare, în pustia cu tare, în fața pustiului Ieruiel. Și nu veți avea de luptat în lupta aceasta, versetul 17. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Cine crede să zică amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Fără armată în dotare, fără strategii militare, fără arme. Angajează niște oameni care cântă, îmbrăcați cu podoabe sfinte, au peste ei sfințenie, curățenie, au peste ei dependență de cer, au peste ei relație curată cu Dumnezeu. Și au zis, când cântăm noi, cerul coboară, când cântăm noi, prezența lui Dumnezeu e acolo.
Când cântăm noi, Dumnezeu pune o pândă împotriva fiilor lui Amon și al lui Moab și cei din munte Seir și încerc să se contrazică între ei, se luptă între ei, să omoară unii pe alții și niciun nu rămâne teafăr și viu. De ce? Dumnezeu e în control. Dumnezeu e în control. Am să spun ceva, tată și mamă, vor merge copiii tăi la școală, o să ai emoții pentru ei. Arizona și America are o grămadă de oportunități și nu mai avem nicio îndoială că și România a ajuns aproape la fel. Cine protejează copiii noștri, cine-i cu casele noastre, nu sunt security, nu sunt sistemele de alarmă, nu sunt fine phone, nu, e prezența lui Dumnezeu. E prezența lui Dumnezeu, e sângele Domnului peste casa ta. Tată, fii responsabil, puneți numele Domnului peste copiii tăi când ieși din casă, ai dreptul ca preot în casa ta și zi, Doamne, protejează la școală de ideologia de gen, de atacuri demonice, de LGBT, de lucrări satanice, fii de partea lui și ajută-l, când nimeni nu te mai ajută, copile, Domnul să fie cu tine. Domnul să fie de partea ta. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Duhul Domnului lucrează în Vechiul Testament, lucrează în Noul Testament. Mă opresc spunându-vă doar atât. Un om îi face semn lui Pavel și zice, treci în Macedonia și ajută-ne. A încercat să intre într-o localitate și Duhul Sfânt a zis stop. Știți că Duhul Sfânt are voie să spună interdicție? A încercat în altă localitate și Duhul Sfânt a zis nu, nu aici. Păi unde? Pe acolo unde intrați după gratii. În Filipii predică Evanghelia și se derulează prigoana promisă. După ce Duhul Domnului a coborât peste Pavel, după ce o femeie demonizată, posedată de un duc de ieșire, a strigat de o grămadă de oameni aceștia, sunt robii Dumnezeului celui viu și vă vestesc calea mântuirii. O zici ceva greșit? Nimic greșit, dar dintr-o sursă satanică. Mare atenție! Dacă e Jesus într-o cutare, nu-i suficient. Dacă într-un mesaj e Iisus, nu-i suficient. Păi vorbi despre Iisus, da, numai că suportă sau acceptă concubinajul, acceptă imoralitatea, divorțează, dar nu-i predicator. Pare rău. Lăsați-l pe băncuța lui. Nu încercați să-l băgați în comitet. Lăsați-l pe băncuța lui. Duhul Sfânt e Sfânt. Duhul Sfânt e Sfânt. În cerul lui Dumnezeu nu se strică doar glorie. În cerul lui Dumnezeu nu se strigă doar bunătate, 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 dragoste, 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 cu o grămadă de predicatori aceștia care vin să truncheze Evanghelia, să strice cuvântul lui Dumnezeu. Zice, e suficient, Hristos te iubește. Ai marihuana în buzunare, nu contează. Fumează după, înainte de botez, îl scaldă și fumează și după botez. Nu-i permis așa ceva. Dumnezeul în care credem noi din Biblie e Sfânt. Înălțat să fie în numele Lui. Când Duhul lui Dumnezeu coboară în mintea unui om, în viața unui om, cum se spunea deja în mesaj de către fratele Alex, te convinge de păcatele tale. Ai umblat cu droguri înainte de botez, nu mai umbli. De ce? Ți-ai predat viața Mântuitorului. Ai vizionat episoade și seriale imorale. Ai citit filme, ai citit romane de erotism. Te retragi din zona păcatului. De ce? Duhul Sfânt e Sfânt. Te convinge de păcatele tale. Recunoști păcatul tău, regreți și renunți la păcatele tale. Nu stai la focul străin. Petru și-a dat seama că este lovit. Duhul lui Dumnezeu a lucrat în mintea lui. Cocoșul a cântat. O, dar fi un cocoș de ăsta în fiecare familie. Ce ziceți? Ce-ar mai cânta la unii? Continu. Nu l-ai putea opri. Și Hristos a uitat în ochii lui. În momentul acela și-a dat seama. I-a zis Hristos, nu va cânta cocoșul de dimineață. Nu trec 12 ore și tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Și ce a făcut Petru? A început să plângă cu amar. Atâta plâns până a intrat amar pe limbă. Și a ieșit afară din zona aia. Că, dragilor, în special tineri, ascultați-mă, băieți și fete, nu e suficient să te retragi din zona sau să nu mai vorbești direct cu persoana care se droghează. Nu mai ține nicio legătură cu ea. Șterge-i numărul de telefon. Scoate-i telefonul și data de contact din telefonul tău. Dacă trebuie să-ți arunci pentru că ai pe iCloud istoric despre viața ta dublă, aruncă-ți telefonul. Aruncă-ți telefonul care ai bama și fă-ți tu bani să reușești să-ți cumperi altul. Curăță-ți viața total. De ce? Duhul Sfânt e Sfânt. Și în cer nu se cântă doar glorie și slavă. În cer se cântă Sfânt, Sfânt, Sfânt. Infinit de Sfânt este Domnul. În prezența lui Dumnezeu avem respect. Avem această stare de sacralitate, de sfințenie. Îl iubim pe Dumnezeu. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Și Pavel se întoarce și zice, în numele lui Iisus Hristos, duc de încurat de ghicire, să ieși afară din ea. Ce-o zis? Aplaudați-l, da? S-a bucurat, s-a enervat. Că diavolul se enervează când duhurile rele părăsesc oamenii. Și ce-o zis un duh rău din Gadara? Lăsați-ne, au zis legiunea, să intrăm în, măcar în porci, dacă nu oameni. Caut un corp, duhurile când ies.
Și Biblia zice, i-au bătut bine, i-au aruncat în celula de maximă siguranță. Pentru că s-ar putea să predici Evanghelia. S-ar putea să trăiești curat soră și frate. S-ar putea să-L iubești pe Iisus Hristos și să-ți duci o pocăință strictă. La lucruri mărunte se predica, mici, cu cele mai mici detalii. Și să te trezești cu prigoană. Și o să vină diavolul la urechea ta și o să spună, asta meriți? Pentru că l-ai umblat cu Iisus Hristos? Parcă l-aud pe Sila, cum a avut tendința să-i spună lui Pavel, Pavele, ce vedenie ai avut asta? Tu cam am îndoieli despre Duhul Sfânt peste tine. Cum ți-a arătat un om, hai Macedonia să ne bată ăștia? Și dintr-o dată, zice Biblia, au început să se roage și să cânte. Și în timp ce se rugau și cântau ei, a coborât Duhul lui Dumnezeu în celulă. Dumnezeu a zis, poruncesc ca celula să se zguduie, plăcile tectonice se mișcă de așa maniere, încât dintr-o dată se deschid toate celulele și dintr-o dată se transformă lucrarea asta. De ce? Dumnezeu a vrut să facă evanghelizare în penitenciar. Lăudați să fie numele Domnului. Are Dumnezeu un plan prin prigoană, prin durere, dar nu uita, oricât de greu ți-ar fi, rămâi de partea Duhului Sfânt, niciodată nu vei pierde. Amin.